Zi de miercuri, mijlocul săptămânii, n-ar trebui să fim foarte, foarte obosiți. Unii deja aveți gândul la weekend sau poate aveți atât de mult de rezolvat până în weekend. Noi ne rugăm să vă binecuvinteze Domnul, să aveți o seară relaxată și dacă v-ați făcut timp să ne urmăriți în seara aceasta, ca de obicei miercuri seara, vin în casele dumneavoastră, în fața dumneavoastră, cu doi tineri, două fete de data aceasta. Ele sunt mai disponibile decât băieții. Băieții sunt foarte aglomerați, cred că unii își fac acum avere mare ca să poată să cucerească fetele. Dar până vin băieții, ne bucurăm de fete. Ne bucurăm în seara aceasta să o avem împreună cu noi pe Cristina. Bine ai venit, Cristina! Mulțumesc! Și Patricia! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Mulțumesc că ai răspuns invitației. A fost greu să veniți? A fost o onoare și un privilegiu. O onoare și un privilegiu. Deja ți-a zis păstorul sau ce ți-a zis să zici chestia asta, că te bine. Acum, e sinceră. Da, e sinceră, da. Păi, știu că... Acum, stați să lămurim din capul locului, că la noi se schimbă foarte multe, așa, pe ultima sută de metri, dar nu vă putem spune toate. Deci, Patricia, că băieții când se uită la emisiuni cu tinerile lor, numai Patricia e căsătorită, deci vă rugați pentru ea, Domnul să o binecuvinteze cu familia ei, dar Cristina este studentă, deci o să aflăm mai multe pe parcurs, deci rămâneți pe fază că lucrurile s-ar putea să iasă bine. Cum ești, Cristina? Mulțumesc. Mulțumesc, sunt bine. Studentă unde? La Universitatea Emanuel din Oradea, la Litere. Litere? Anul întâi, da. Anul întâi. Un pic bulversată cu chestia asta, cu învățământul? Am fost obișnuită pentru că și în clasa a 12-a, semestrul al doilea, tot în mediul online, ne-am desfășurat, da, activitatea. Dar îți lipsește așa școala fizică? Da. Da, am fost doar o săptămână împreună cu colegii, dar pot să spun că îmi lipsește. Da, totuși viața, da, viața reală bate viața virtuală. Bun, aștept să treacă și noi așteptăm să vedem ce trece, cum trece. Anii trec oricum, diplomele vin, e frumos. Ce vrei să faci pe viitor? Probabil îmi doresc să devin profesor. Da? Da. Ai nervi pentru copiii altora? Îmi asum responsabilitatea asta pentru că doresc să investesc în generațiile care urmează atât cât pot. Frumos. Păi și alții au investit în noi, nu? Da. Deci cineva trebuie să-și asume în fiecare generație și astea. Da. Patricia, cum ești? Bine? Foarte bine, slavă Domnului. E bine atunci. De ce ești așa de bine? Datorită darului Dumnezeu, cred că El e motivul care îți dezine de putere să zâmbim și să trecem mai departe peste orice ar... Când n-avem nicio problemă sau cum? Da, și de multe ori și când avem. E cel care ne dă bucuria. E bun, e bine, ne dă bucuria. Hai să te întreb pe tine, îți aduce aminte când ai avut prima dată o bucurie legată de Domnul Iisus? Acum, copilărind în biserică, am avut contact de mică cu mediul ăsta și știam de mică despre asta. Dar când eram mică, vă dați seama, cele mai mari bucurii erau la Crăciun, când se primeau cadouri, când veneau americanii cu pachete, cu tirul plin și veneau acasă încărcați. Erau bucurii la grupele de copii, vara, când făceam activități în curtea bisericii, m-au marcat. Așa și acum mai duc aminte anumite scene și mi s-au întipărit foarte bine în memorie perioada aceea. Cam asta este, activitățile astea copii, astea m-au prins cel mai tare și m-au făcut să... m-au veselit copilăria, practic. Apoi bănuiesc că a venit un moment în viață când a fost adevărată bucurie de a cunoaște pe Iisus, dar o să ajungem acolo. Ce bucurie așa frumoasă îți amintești din copilărie, ca să nu zici că fac diferență? Probabil momentele în care mergem la biserică, nimică Cuvântul lui Dumnezeu și pentru mine bucuria de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu, de a-L împărtăși și de a-L înțelege mai apoi, adică și tot ce altceva ce poate fi descrisă de Dumnezeu. Bucuria aceasta e mai presus de o altă bucurie. Ai crescut într-o... Cam înțeles că ai crescut în familie de credincioși, din ceea ce spui, asta presupun, că te-au dus la biserică.
Ai crescut într-o generație cu mulți copii. Sincer, nu mi-amintesc câți copii erau, dar erau destui cât să apară și lucruri bune și lucruri rele între ei. Oh, gata, ai deschis cutia. Deci lucruri bune și lucruri rele. Da. Ai două subiecte. Spune lucruri faine și lucruri mai puțin plăcute. Poate eram puțin diferită de ceilalți copii și nu-mi explic de ce, pentru că așa eram catalogată, însă au fost persoane care atunci când eram în preajma lor, obișnuiau să locuiască în mine. Timpul a dovedit că lucrul ăsta nu a fost un lucru benefic nici pentru ei, nici pentru mine. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât rănile mele s-au vindecat, dar... Să lovească fizic sau sufletește sau și? Mai mult sufletește. Iar părțile bune nu au îndrăzit de viața apară. Am avut prietenii durabili, prietenii prin care le-am înțeles mai profund pe Dumnezeu, dar și lucruri prin care uneori am înțeles o altă perspectivă asupra vieții. Umblând cu Dumnezeu mi-am dat seama că El nu are tiparul pe care îl am eu și dacă vreau să fiu în voia lui, eu trebuie să mă conformez, nu El. Interesant, deci Dumnezeu nu se conformează după tiparul tău. Și eu ne-am ajuns la concluzia asta, am putut ajunge mai devreme în viață, cu atât mai bine. Dar acum totuși sunt curios, copiii ăia nu erau și copii de prin familie creștine, ceva? Da. Și pot fi răi și copiii. Ideea este când ajungi să-L întâlnești pe Hristos, ți se schimbă toată perspectiva. Ei erau încă mici, cum eram și eu. Dar asta nu contează așa de mult. Cât contează, bun, de nu. Poate să da, pe de o parte nu contează acum, a contat atunci. Pe de o parte ne gândim la un adevăr pe care îl mai spunem noi predicatorii, poate alții nu-l cred, că indiferent în ce familie te-ai naște și cât de bună ar fi familia, omul e tot cu natura veche păcătoasă și tot răbufnește. Sigur că uneori ne întrebăm dacă părinții au investit suficient în copii ca să mai taie din lăstare sălbatici. Uneori da, uneori nu, că sunt copii în care investește enorm de mult și tot prăpădiți sunt până le schimbă Hristos viața și tot acolo trebuie să ajungem. Dar e fain așa, măcar când te uiți în urmă și vezi că Dumnezeu poate schimba, poate bine. Am lucrat bine, chiar și prin lucrurile acelea care atunci pentru mine erau lucruri rele. Dar uitându-mă în urmă, dacă nu erau acele lucruri rele, nu ajungeam să tângesc atât de mult după Hristos. Bun, și acum îți pun o întrebare, mi-o poți spune și tu mie, poate să te surprinde răspunsul meu sau să vezi dacă suntem la fel. Faptul că acum, privind în urmă, îți dai seama că Dumnezeu a controlat toată perioada aceea, chiar dacă neplăcută, te ajută să fii atât de liniștit astăzi dacă ești într-o situație neplăcută, fiind convinsă că Dumnezeu le va schimba toate într-o zi în bine? Bineînțeles. Ce fericită ești, eu încă nu pot așa de fiecare dată. În ciuda faptului că Dumnezeu m-a învățat atâtea lucruri în trecut și de fiecare dată mi-a dat seama că Dumnezeu chiar a lucrat bine, când mai trec prin ceva, mă mai frământ un pic, mai mă aduc aminte, ne mai pocăim. Tu n-ai avut nicio problemă așa cu copii, cu bine astea? Nu am avut ceva ce să mă marcheze. Am fost chiar, poate, o fire mai răzgătită, să zic, îmi plăcea așa. A, deci unii se leagă și dacă le permiți, știi, că dacă le dai voie... Bucurii mai mici atunci, dar bucurii importante pentru copii și apoi bănuiesc că a venit un moment în care a venit bucuria mare a cunoașterii exact. Domnului Iisus Hristos, dar o să revin la chestia asta, Cristina. Din copilărie, ca să nu facem discriminare, bucurii, ce ne spui? Trebuie să mărturisesc că am avut o familie în care am cunoscut adevăratele bucurii. Bucurii care au depășit cu mult granița bucuriilor pe care alți copii le experimentează. În mod special am cunoscut bucuria prin cuvântul lui Dumnezeu. De mică iubeam să ascult cuvântul, să îl împărtășesc chiar și mai târziu când am început să înțeleg profunzimea a ceea ce citesc, a ceea ce reușesc să identific din Scriptură, bucuria mea a crescut și mai mult. Într-adevăr, nu am avut o copilărie ușoară.
a fost presărat atât cu lucruri bune cât și cu lucruri rele, însă mai presus de toate acestea, Dumnezeu a aranjat un decor atât de inedit și atât de special, încât toate lucrurile, absolut toate lucrurile au lucrat împreună spre binele meu și nu un bine temporar, ci unul veșnic. Asta spui acum când te uiți în urmă, dar nu totdeauna ai avut ochelarii ăștia. N-ai avut așa și momente când ai fi vrut să fii altfel. Chiar bineînțeles, bineînțeles. Că noi am avut. Am avut momente în care aș fi vrut să fie altfel, dar nu a fost altfel pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Și dacă El este autorul poveștii pe care o scrie în dreptul meu, El știe ce e mai bine. Uneori mă surprinde ceea ce alege El. Uneori nu înțeleg, însă atâta timp cât El e în control, lucrul ăsta îmi dă liniște, îmi dă pace. Și știu un lucru foarte important, poveștile scrise de Dumnezeu niciodată nu se termină în cenușă. A, nu se termină, dar dacă îți mai lungi așa, până ajungi la finalul ăla, fericit. Vă aduceți aminte careva dintre voi ceva plăcut despre vreo învățătoare de studiu biblic care v-a marcat cu ceva? Adică bănuiesc că ați prins grupe eu, de copii sau da, așa, da? Da, eu personal am avut chiar pe tata învățător de copii. Deci așa ceva mai rar, domnul Trandafir, că oriunde te duce o soră cu tata, deci l-ai avut pe tata. Da, se ocupa într-adevăr împreună cu cineva, s-a mai schimbat, dar el a fost o perioadă destul de lungă, să zic. Și chiar dacă pare așa că poate m-ar fi oarecum favorizat că era tatăl meu, nu era destul de dur cu mine, adică în ideea că... Ți s-a părut vreodată că e un pic mai dur decât cu alții? Da, fiindcă nu dorea, bineînțeles, să-l fac de rușine de ceilalți copii, să zică lucruri despre noi și vă dați seama că... Dar m-a... L-a iertat pentru asta, l-a iertat. Ai fost prigonită și tu o perioadă. Da, vă dați seama. Da, dar și învățătoarele care au fost foarte mult mi-au inspirat un model și am dorit și eu să le urmez ideea că după aceea și m-am ocupat de copii până recent, de aceiași copii ai bisericii și a fost așa un exemplu pentru mine și m-a marcat viața și trăirea. Singurul copil la părinți, mai mulți? Mai am un frate. Da? Da. Dar tu ai fost fata lui tata tot timpul. Da. Deci și dacă era mai dur la grupe de copii, recupera el. Și mai știai și tu să profiți de anumite situații, că știți voi să vă descurcați cu... Ce ți-aduce aminte de la învățători, învățătoare de copii? Îmi amintesc și eu de tatăl Patricii, da? Am învățat la aceleași grupe duminicale. Am o imagine destul de vagă despre învățătoarele de grupă duminicală, pentru că, așa cum a spus și Patricia, au fost mai multe. Îmi amintesc de una care era printre ultimile pe care le-am prins eu, o tânără foarte specială care mi-a, să spun, mi-a hrănit foamea după Dumnezeu mai mult și mi-a dat avântul să mă desfăț mai mult în cuvântul lui Dumnezeu și să caut comori în Scriptură. Asta este frumos, este bine. Mereu pun întrebarea asta pentru că oamenii sunt curioși. Probabil că multe povești seamănă. Unele sunt diferite și nu știi care, cine te urmărește și unde află răspuns la întrebare. Dintr-un punct de vedere, dacă ai crescut într-o familie de creștini practicanți, ai avut de mică legătura cu biserica, oarecum momentul acela când te gândești la o relație personală cu Dumnezeu ar trebui să fie foarte natural și foarte ușor. Adevărat? Da. Da. Când de mic ai fost obișnuit cu lucrurile acestea și mai ales că părinții, la fel și la mine în casă, a fost tot timpul o atmosferă bisericească, ne rugam, citeam Biblia aproape în fiecare seară și mama ne stimula foarte mult să cântăm la instrumentele, să ne implice în toate formațiile bisericii, să ne ocupe timpul până la refuz, să nu avem timp de altceva, chiar s-a întipărit foarte mult ce înseamnă așa o relație. Deci mama așa plină de energie v-a dat de lucru ca să... Da, 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 da. E ok, nu v-a plăcut atunci, dar... Da, vă dați seama, fiind copii preferam să ieșim afară la joacă, nu să stăm să repetăm la mandolină, la repetiții, la...
A fost pe moment, dar acum vă dați seama că culegem roadele și suntem mulțumitori pentru părinții noștri. Da, începeți să fiți în faza aia cu mulțumirea. Cum zici, e ușor, e greu, poate fi o obișnuință, poate, dacă nu ești atent, să fie chiar o piedică faptul că ești prin biserică și te obișnuiești cu toate? Mă refer acum în cazul meu. Mi-am dat seama încă de mică că nu pot să mă raportez la Dumnezeu dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu și pentru a-L cunoaște am nevoie de o relație cu El. O relație atât de profundă încât să ajung să-L îndrăgesc mai mult decât pe propriul tată, care mi-e foarte drag. Să ajung să îl îndrăgesc și să-l numesc tată chiar și atunci când nu înțeleg, chiar și atunci când totul pare cenușiu. Da, pentru tinerii din generațiile care cresc în biserică poate fi o obișnuință, însă pentru mine nu o spun ca o laudă, ci pentru că așa a fost. Încă de mică am simțit că trebuie să spun da chemării lui Dumnezeu și simțeam. Încă de atunci, cum Dumnezeu mă cheamă și dorește să-mi descopere mai mult din lucrarea sa. Și cam la ce vârstă ai luat așa totuși o hotărâre, gata, vreau așa 100% pentru Dumnezeu? Eram destul de mic, aveam și sub 7 ani, însă, bineînțeles, nu am înțeles la nivelul la care înțeleg acum ceea ce înseamnă o relație cu Dumnezeu. Însă, la vârsta de 14 ani, atunci am hotărât că orice legătură care mai există în viața mea și care nu este după voia lui Dumnezeu, trebuie îndepărtată și apoi a început un proces al nașterii din nou, al mântuirii, care continuă și va continua prin harul Domnului. La ce vârstă te-ai botezat? La 15 ani, aproape 16 ani. Eu la 15, spre 16, de fapt, făceam câteva luni 16. Stai să mă gândesc acum. Am avut o discuție cu cineva și mi-a zis că a fost la un botez și că mama unei fete l-a chemat să facă poză cu fata respectivă că se botează. De ce râzi? Despre mine e vorba. Despre tine e vorba. Deci da. Tu te-ai hotărât pentru Domnul, te-ai botezat, da, ziua aia frumoasă, fericită, tot, și toată lumea facea poze, da? Da. Și la un moment dat îi vine o idee mamei tale. Da. Care am precizat că era plină de energie și de inițiativă. Da. Și ia zi povestea. Legat de ziua aceea botezului, noi obișnim la biserică să ne facem poze când ne botezăm cu grupul de tineri acum, da. Cu familia, cu așa, vine un fotograf și face poze la toată lumea. Și după ce ne-am terminat pozele cu tinerii, a venit Cristi, actorul meu soț, și el nu a fost la poză, dar a mai venit tineri după aceea și nu mi-am făcut poză cu ei, mai ales singură, doar eu cu ei, că nu era neapărat o modă sau așa. Și mama zice: auzi, dar ți-ai făcut poze cu Cristi? Zic, păi eu cu el nu mai, de ce să-mi fac? Abia ne salutăm, adică nici nu știu că știu cum mă cheamă, ce... Ce treabă are una. Da, și nici n-am apucat eu bine de zis, nimeni m-au că strigă, Cristi, era, vorbea cu cineva, hai te rog la poză. Vă dați seama, n-aveam intitul de emoții, numai dacă mai... Ai fost super încântată, da? Da, n-am zis nimic pe moment, dar am zis, vorbim de acasă. Și după botez, în fața bisericii discutam cu cineva și a venit la mine Cristi și zice: hai să mai fac o poză cu tine acum și dacă te-ai botezat. M-a surprins, dar m-am gândit, hai să ne facem. Și în seara aia mi-a scris. Pe moment când i-am văzut numele de familie, nu știam exact cine e, n-avea poză de profil și mă gândesc, oare băiatul ăla de la biserică mi-a scris? Dar eu sunt mică, ce treabă are el așa? Nu cred că are vreo intenție serioasă și asta a fost, de fapt, începutul relației noastre, chiar dacă a fost foarte devreme, dar am văzut călăuzirea lui Dumnezeu în toate lucrurile și chiar nu a fost întâmplător poza aceea. Da, el zicea că dacă a făcut poze cu tine și a ieșit bine, aveți poza, aveți? Da. Da, dar o să că dacă a ieșit poza bine cu tine odată în alb, mai faci odată tot în alb și e ok, e bine. Da. Da. Deci e adevărată povestea. Cu mama ai rezolvat ceva acasă sau a trecut? Da,
I-am spus, vă dați seama, dar când i-am spus că, uite, băiatul ăla m-a contactat, mi-a lăsat ceva versete, mi-a dat ceva predici să ascult, zicea către mine, nu te cred, da, nu te bagă la piniță, tu ești mică, lasă, tu ai de școală de făcut, nu, nu, nu și-a făcut mari speranțe că aș vorbi eu cu el sau așa. Deci când l-o chema la posă, n-avea perspectiva? Nu cred că se gândea atât de departe, nu. Nu, interesant, nu? Deci vezi, când te cheamă cineva la poze, niciodată nu știi. Te duci sau nu te duci? M-am botezat deja. Te-ai botezat deja și nu a venit niciunul să facă poze cu tine? Ba da, tot Cristi. Da, Cristi și eu, mai fi cineva pe acolo. Nu toți au făcut poze, da? Nu, și nu. Eu nici n-am știut că s-o boteza nevastă-mea, nici nu știu că m-am botezat eu, că eram în două zone total diferite, dar tot ne-am întâlnit. Deci ești bine și așa, și așa. Da. Vrei să te căsătorești? Asta nu depinde de mine. Asta îmi place, astea sunt răspunsurile faine, spirituale și tot. Dacă ar depinde de tine? Noi știm că depinde de Dumnezeu, da? Dar te-am întrebat pe tine, vrei? Dacă ar depinde de mine, da, pentru că consider că viața de familie îți oferă un plus de a sluji, un motiv în plus de a sluji, o noi modalități de a sluji. Bun, deci tu ești pe slujire. Încerc. Bun. Ai abilități artistice? Da. Hai să te pun la o încurcătură sau poate să te ajut. Te lasă Domnul să iei ce vrei, pământ, plastelină, nu știu ce vrei, îl desenezi, să-l faci pe băiat cum vrei tu și Dumnezeu îi dă viață. Ia, fă-l un pic. Dacă Dumnezeu spune, fă-l cum vrei tu și eu îi dau viață, cum l-ai face? Nu știu. Aș lăsa pe Dumnezeu să aleagă. Te temi sau... Da, mă tem să nu greșesc, mă tem să nu fac ceea ce aș vrea eu ca om. Și poate n-aș face ceea ce aș avea nevoie, cu siguranță. Deci te-ai duce tot pe mâna lui Dumnezeu. Da. Asta e bun, să știi că îmi place cum zicea. Deși la prima idee sună foarte fain, știi? Să-l fac cum vreau eu, să o fac cum vreau eu. Problema este cât de bine ne cunoaștem pe noi, ce știm despre viitor, de toate cea, atunci, chiar dacă ar fi așa ispita să-l faci, te duci tot când stai un pic să gândești matur, te duci pe mâna lui Dumnezeu. Dar dacă te-ar întreba Domnul ce să pună în el, ai avea vreo două, trei lucruri așa care să le pună acolo? Bineînțeles. Care ar fi alea ce l-ar face special? Caracterul lui Hristos. Să se vadă în el caracterul lui Hristos. Bunătatea, simplitatea, dar dincolo de toate acestea... Simplitate în generația noastră? Da. Bun, dar nu-ți plac lucrurile frumoase? Ba da. Și dar lucrurile frumoase pot fi și simple în același timp. Da? Crezi că există o frumusețe în simplitate? Da. Da. Și eu cred asta. Ce sfat ai da? Uite, fata vrea să se mărite. Deci n-ai voie să-i zici să nu se mărite, că fata vrea să se mărite. Dă-i un sfat. Că îl dai ei, acum toate sunt curioase, să vezi ce se uită, știi, alea. Zici, ia să vedem ce sfat îi dai, că poate notează și ele. Ca și sfat principal, care ar fi să aibă tot timpul minte să-L glorifice pe Dumnezeu în familia ei, cu viitorul soț. Și tot mereu să îl pună pe Hristos la baza căsniciei, să deschidă ochii înainte, să aș putea zice să nu se lase condusă de sentimente, în ideea să vadă și partea rațională și să se lasă călăuzită de Dumnezeu. Asta cred că e foarte important ca... Și sunt sigură că Dumnezeu, dacă va rămâne ancorată în rugăciune și în citirea Scripturii, îi va deschide uși încotro. I-ai recomanda, dacă ar ține de ea, să se mărite cu un viitor slujitor, cu un predicator? Da. De ce? Pentru că nu cred că toate femeile au darul de a fi soții de viitor predicator sau păstor, dar... Cred că ea ar avea caracterul acesta. Adică te referi că poate duce mult sau ce ai în minte când spui asta? Da, da. Cred că răbdare, eu o cunosc acum, am crescut în aceeași biserică și...
Da, m-am prins eu că vă cunoașteți un pic. Da. Da, și chiar cred că ar avea darul acesta de a fi soție de slujitor. Ai avea curajul. Din nou, este chemarea lui Dumnezeu, nu pot tu, să... Tu chiar rămâi la mâna lui Dumnezeu, așa? Am trecut în viață prin anumite experiențe care m-au învățat că oricât mă lupt pentru ceea ce îmi doresc, dacă nu face parte din planul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-mi dea, pentru că este atotputernic, însă nu mă ajută deloc, chiar îmi încurcă viața. Și nu vreau, pentru că am luat multe decizii greșite, nu vreau ca, tocmai în domeniul acesta care este atât de important, nu vreau să greșesc tocmai aici și tocmai de aceea vreau să mă duc pe mâna lui Dumnezeu 100%. Bun, felicitări. Știi că pe mâna lui Dumnezeu este bine. Hai să schimbăm un pic registru. Am eu o frământare, nu de acum, de mult. În bisericile evanghelice avem destul de multe femei, fete și femei. Procentual, poate un pic mai multe în unele biserici decât bărbați. Asta nu pot să o spun să mă audă cineva, știi? Că dacă ele s-ar înțelege, dar ele bine că-s pocăite, că-s așa, dacă ele s-ar înțelege, i-ar lua la vot pe bărbați. Știi, când e adunarea generală, la vot ar face tot ce vor femeile și bărbații ar sta liniștiți că votul e egal. Dar asta nu le spunem, că poate le aude cineva și cine știe ce idei le vin, știi? Deci nu, asta o ștergem, da. Dar mă gândeam totuși că vocea femeilor din biserică, care sunt membri în biserică cu același drept ca și bărbații, poate e mai puțin auzită. Acum, dacă voi ați putea să vă faceți auzită vocea, nu prin bărbați, așa, prin direct, ce îmbunătățire ați aduce în biserica zilelor noastre? Eu cred că ar trebui, deci nu ar trebui să ne implicăm neapărat, ne-a vorbit în biserică, dar ca și sfaturi, să zic, sau ca și anumite lucruri care ar putea fi îndreptate, în foarte mult să se lucreze mult la unitatea dintre frații și surorile din biserică, dintre familii, și nu doar așa pe față când vin la biserică, ci și în cursul săptămânii să fie o legătură, de ce nu să se întâlnească chiar la rugăciune sau pe case, să fie o relație mai apropiată între cum ești la noi, spre biserică de sat, acum mă gândesc o biserică de oraș unde sunt sute de membri, poate chiar mai mult, să nu e mai greu să se lucreze la asta, dar cred că unitatea ar fi și dragostea frățească s-ar putea îmbunătăți, cred că, în orice loc, ci în orice biserică. Cu siguranță. Și să spun eu, bisericile mai mari au nevoie mai mult decât bisericile de sat, da, pentru că orașul te mai înstrăinează. Bun, și aici, dacă ar fi să vii cu gânduri practice, cum ai vedea? Familiile tinere cu familiile tinere, aia bătrânii cu bătrânii, s-ar putea și? Depinde. Acum, bineînțeles că întâlnire de rugăciune și tot ce se face la biserică să fie împreună, dar mie mi se pare foarte benefic și spre exemplu cu familiile tinere. Noi chiar suntem implicați într-un grup de rugăciune cu familiile tinere la noi, la Oradea, și chiar văd benefic și de studiu biblic. Altfel poți să discuți între când ești cu tinerii, problemele actuale cu care se confruntă tinerii. În sensul că ai mai multe în comun, mai multe frământări, exact, da, în generația respectivă. Și te poți deschide mult mai ușor decât poate la rugăciune cu toată biserica, când e un grup mai restrâns. Și da, cred că ar ajuta mult grupurile acestea de rugăciune și de studiu. Ce îmbunătățire ai aduce, Cristina? Aș continua puțin ideea Patriciei, în sensul în care familiile să continue să zidească altare în casele lor, la fel cum e în biserică, la fel cum ar vrea să fie, cu dragoste, cu unitate, să aibă un altar în casele lor. Dacă fiecare familie ar avea un altar în casele lor, cred că altfel ar arăta bisericile noastre. Dar crezi că e foarte ușor să realizezi lucrul ăsta? Nu, și uneori poate fi chiar prea târziu. Din păcate. Adică? Adică dacă
copiii au ajuns la o anumită vârstă în care nu mai ascultă, sunt independenți, e foarte greu să mai adun pe toți, să deschizi Scriptura, să faci studiu biblic, să cânți împreună. Este un timp pentru toate. Da, s-ar putea să ai tu dreptate, ai pierdut niște chestii, adică nu neapărat din rea voință, mă gândesc, dar după ce există un timp în care familia în mod natural ar putea fi mai mult împreună. Când ajung copiii, că fiecare cu programul lui, cu agenda lui, cu școala lui, cu nu știu ce, deja nu mai este chiar atât de natural. Trebuie să plătești un preț ca să ajungi acolo. Și dacă n-ai fost motivat înainte să ai bucuria și ai gustat, de ce să plătești prețul? Când acum te duci cu prietenii, cu nu știu cine și pare mult mai natural la vârsta respectivă. Frumos. Ce ziceți voi de câștigarea generației voastre pentru Iisus Hristos? Că bănuiesc că sunteți de acord cu mine că mandatul Domnului Iisus Hristos a rămas. Mergeți în lume, vestiți Evanghelia, faceți ucenici și toate celelalte. Cum e? Mai ușor în generația voastră? Mai greu? Imposibil? Eu personal cred că e mai greu față de cum era în trecut, dar nu cred că e imposibil. Cred că foarte mult, pe lângă faptul de a fi lumină și exemplu mediile în care Dumnezeu ne-a pus, contează foarte mult evangelizarea personală. Adică nu doar poate să ducem un prieten sau o prietenă la evangelizarea cea anuală care e la biserică, ci... Care probabil nici nu se mai face în multe locuri. Da, că nu mai vin nici ai noștri, să spunem deschis, ci se mai vin da, alții. Da, din păcate. Contează foarte mult și în câteva cuvinte, poate cât ai contat cu o persoană să-i spui Evanghelia. Nu știu niciodată cuvintele acelea semănate în inima unei persoane când vor aduce rod și Dumnezeu cred că poate lucra și prin vase mai slabe, să zic, chiar dacă atâta cât putem să spunem, cât știm noi din Scriptură sau chiar mărturia noastră personală. Sper că nu te-ai referit la voi, la tineri, ca vase mai slabe. Mă referam primul la femei și după aia, dacă nu toți avem școală teologică, poate, sau ceva discursuri foarte argumentate, dar cu cât știm noi din Scriptură și dacă avem o viață zilnică de citirea Scripturii și de rugăciune, cred că Dumnezeu ne va da lumină și ne va îndruma ce să vorbim cu cineva care este necreștin. Cristina, noi nu neglijăm cuvântul lui Dumnezeu și știm că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, are putere de transformare, dar sunt două aspecte. Unul, că Biblia o putem învăța. Nu ne-am născut niciunul știind Biblia, dar dacă o citim și ne rugăm lui Dumnezeu, putem învăța Scriptura. Dacă nu învățăm cele mai tainice lucruri din Scriptură, abecedarul, îl putem învăța toți și atunci dacă îl învățăm și împărtășim. Și ce te-ar împiedica pe tine să spui ce face Hristos pentru tine în viața ta? De ce ar fi așa de greu? Că ea zice că nu avem toți teologie, dar bun, avem viața cu Dumnezeu. Da, exact asta a spus. Nu suntem toți teologi, nu toți am luat premiul întâi la faza națională, la Olimpiada de Religie, nu toți am studiat în universități internaționale, dar ceea ce Hristos a făcut pentru noi, ceea ce a făcut în viața noastră, fiecare creștin poate să spună, și dacă luăm doar mesajul acesta, ce a făcut Hristos în viața mea, cred că e suficient ca un om să înțeleagă puterea lui Hristos și Evanghelia. Ce a făcut Hristos în urmă cu 20 de ani sau ieri? Ce a făcut Hristos poate de la început, dar ce a făcut și în viața mea. În viața mea, în momentul în care l-am cunoscut pe El, cum a ajuns să mă scoată din păcat și să mă ducă spre sfințenie. Pe mine nu mă interesează chiar atât de mult sfințenia, că nu prea am tangență cu lumea religioasă. Sunt o colegă de-a ta în anul tâi la facultate și pe mine mă interesează viața de aici și să termin bine facultatea. Mă poate ajuta ceva cu ceva Hristos al tău? Bineînțeles. Adică? Adică foarte, foarte ușor lumea din jur ne poate acapara cu strălucirea ei. Însă această strălucire la un moment dat orbește și dacă nu îți muți privirile dinspre ea,
orbești, dar dacă îți ridici privirile înspre Hristos, atunci cu siguranță vei vedea că adevăratul sens al vieții este în Hristos. Nu mă prea înțeleg cu părinții, mă poate ajuta Hristos? Da. Îi schimbă pe ei sau pe mine? Dacă vrei ca schimbarea să înceapă de la celălalt, ar putea să nu se mai întâmple niciodată. Important să înceapă de la tine. A, mă pot ruga pentru părinții mei, mă rog și pentru mine și să înceapă Domnul cu fiecare când vrea, concomitent, vedem toate celelalte, da? Nu-mi pot organiza prea bine timpul. Adică, totdeauna agenda mă trage spre distracție, dar chiar aș vrea să fac școală, mă poate ajuta Hristos. Da, în momentul în care înțelegi că Hristos este Cel care ți-a dat timpul, cauți să-L glorifici prin asta. Zi-mi un domeniu în care nu m-ar putea ajuta Hristos. În care nu te-ar putea ajuta Hristos? Niciunul. În toate te ajută Hristos. Păi, Iisus Hristos nu e numai cu alea spirituale, cu cerul, cu veșnicia, chiar mă interesează și lucrurile astea mărunte din viața noastră? Bineînțeles. Și asta nu poți să descrii în cuvinte, asta atunci când o trăiești, o înțelegi. Pentru că eu, la nivel teoretic, pot să spun și pot să am cele mai bune argumente, pot să aduc înaintea colegilor, înaintea oamenilor cărora îl mărturisesc pe Hristos, cele mai elocvente dovezi. Dacă ei nu cred, dacă nu-L experimentează pe Hristos și dacă cuvintele mele nu sunt umplute de Duhul Sfânt, nu rezolv nimic. Nu, dar am auzit oameni, și asta mi-a dat de gândit, am auzit oameni care spun, m-a ajutat Hristos să-mi găsesc un loc de muncă, m-a ajutat Hristos să se întâmple ceva în viața mea, cred că m-a ferit Hristos de nu știu ce, deși eram, eu nu eram, toate astea. Și într-un fel, asta îmi dă de gândit, adică Hristos care este stăpânul veșniciei și na, toți ne gândim că acolo este partea frumoasă, până la urmă este interesat și în mărânțișurile astea vieții cu care ne confruntăm noi în fiecare zi. Da, s-ar putea să ai dreptate dacă mă gândesc la argumentul acela biblic, dacă te încrezi în Dumnezeu, niciun fir de păr nu cade din cap. Mai ales când scade părul, știi, atunci te gândești că niciunul nu scade fără voia lui Dumnezeu. Dați-ne un sfat generației în vârstă. Puteți spune să murim, să plecăm, să nu știu ce, sau ce să facem? Să fie îngăduitori cu generația tânără. Adică? Adică să privească dincolo de provocările prin care trec și să li le arate pe Hristos. Deci tu te-ai aștept... Ea vine și cu pretenția la mine. Deci tu te-ai aștepta ca eu la vârsta mea să-L cunosc un pic mai bine pe Hristos ca tine, să am mai multe experiențe în umblarea cu El. Bineînțeles. Și în loc să mă dau mare, să fac eu ce spuneam să faci tu mai înainte, să spun, uite, Cristina, cum m-a ajutat pe mine Hristos și cam asta este calea spre maturitate. Da. Deci nu știu dacă te-am luat să mai vorbești seara asta, cu chestiile astea. Zici ceva bătrânilor. Un minus pe care îl văd eu generații mai trecute prin viață, să zic, faptul că nu se ucenicizează așa de mult, adică cred că atunci când se spune în Biblie să ca surorile mai vârste să învețe pe cele tinere cum să-și cârmuiască casa, cum să fie niște soții credincioase, cred că ar trebui mai mult practicat și la noi, în generația noastră. Nici noi nu ne-am născut învățați și cred că sfaturile înțelepte primite din oameni mai trecuți prin viață, prin mai multe încercări, prin mai multe bucurii, ar avea o amprentă destul de mare în viața unui tânăr. Așa, la modul sincer, ai putea primi niște sfaturi? Da. În ce condiții? Că nu cred că în orice condiții. Dacă omul este credincios și este un om al Dumnezeu care își trăiește sfințenia, chiar aș... Te aștept la perfecțiune? Nu. Aha. Doar la sinceritate și să aibă umblare zilnică cu Dumnezeu. Măcar să încercăm în fiecare zi cât ne iese, cât nu ne iese și să spunem nu ne-a ieșit întotdeauna. Cum ați primit voi generația tânără o chestie de genul ăsta? Ne adunăm la o... Că tot ați zis voi să ne adunăm. Ne adunăm la un chec, ca să nu fie prea
scump și greu de făcut, un pișcot orice, da? Cu lapte acru sau cu ceai, cu ce-o fi. Și noi vă spunem, păi copii, noi când am fost în locul vostru, am avut vise mari, am crezut că o să rezolvăm așa. Au trecut ani prin viață, ne-am dat seama că am făcut greșeli pe care n-am vrut să le facem. Am făcut greșeli care n-am crezut că le vom face, dar le-am făcut că n-am fost suficient de veghetori sau unele și semiconștienți. Și acum vrem să vă spunem la vârsta asta că am greșit. Că nu ne place, nu am obținut ce am crezut că vom obține. Am câștigat, cu ghilimele, consecințe la care nu ne-am gândit niciodată. Ne-am bucurat dacă voi nu le-ați repeta. Ar fi ok dacă v-am spune o chestie din asta? Bineînțeles. Bun, dar asta nu ne-ar închide gura să nu mai zice nimic toată viața, că mi-ai zice, taci din gură, nu ți-o ieșit acum, ce-mi zici mie să fac? Păi, cred că în momentul în care dai un sfat din acesta, îl dai din dragoste, pentru ca ceilalți să nu mai treacă pe acolo și să poată ajunge la un alt nivel. Da, și eu zic că dacă totuși m-aș deschide, m-aș deschide din dragoste pentru voi, că pe de o parte ar fi destul de umilitor să vă spun că nu mi-a ieșit. Mai ales când am crezut că o să-mi iasă toate și când am fost cam voi, am judecat pe toți ceilalți că lor nu le-a ieșit, dar o să-mi iasă mie. Și numai dragostea m-ar putea face să mă deschid așa față de o generație mai tânără. Ce zici, Patricia? Să zic sau să nu zic, să tac? Cred că toți avem ceva de învățat din greșelile trecutului și cred că ar fi un gest frumos, chiar dacă a fost o parte mai negativă, să zic, din viață sau așa, deoarece, până la urmă, că vrem că nu și noi o să ne lovim de aceleași lucruri și să știm măcar direcția sau la ce să ne așteptăm, cât de greu va fi sau cât de bine ne va ieși lucrul respectiv. Păi noi nu știm dacă o să vă iasă sau nu, doar vă spunem, poate că ce am vrea noi să vă spunem este fiți voi un pic mai atenți decât am fost noi sau încercați mai mult pentru că merită sau plătiți prețul pe care nu ne-am gândit să-l plătim noi că merită și să dea Dumnezeu voi să nu fiți niciodată la masa asta cu chec să le spuneți copiilor voștri sau generației de după voi că ați ajuns și voi unde nu v-ați propus neapărat să ajungeți. Asta însemna chiar vulnerabilitate și poate chiar ar pretinde niște relații bune între oameni ca să se ajute unii pe alții. Nu știu dacă vom ajunge acolo, poate că unii au ajuns acolo, poate că alții vor ajunge, poate alții nu vor ajunge niciodată, dar până la urmă, fie că vorbim de viața de familie, fie că vorbim de viața de biserică, adică familia mare, cam acolo ne întoarcem oameni cu slăbiciuni, cu dorințe înalte, cu vise foarte mari, dar sper toți cu nădejdea în puterea lui Hristos, pentru că dacă ne bazăm pe propriile noastre puteri, foarte, foarte ușor ajungem să vizităm locuri și stări sufletești pe care nu le-am planificat niciodată. Am încercat să o zic foarte frumos, de asta m-am oprit și mi-am ales cuvintele. Dacă unii sunteți astăzi pe culmi, fericiți, că la voi mă refer la tineri, mulțumiți lui Dumnezeu. Dar gândiți-vă la ceea ce spunea înțeleptul Solomon. Poate că nu degeaba spunea, tinere, bucură-te în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Sigur, nu uita că tinerețea trece, adică nu este singura etapă în viață și până la urmă toți ne îndreptăm spre un final, iar finalul este întâlnirea cu Dumnezeu și întâlnirea cu Dumnezeu ar trebui să fie unul din momentele cele mai frumoase, nu momentul trist în care se înceapă veșnicia groasnică. Deci dacă nu aveți o relație cu Dumnezeu, v-am sfătuit, o să vă sfătuiesc, sper să nu obosesc în asta și voi să nu vă săturați, gândiți-vă la relația cu Dumnezeu. Este cea mai frumoasă relație. Cristina spunea, nu poți înțelege toate lucrurile, nu le poți explica, dar le poți trăi. Asta este frumusețea, că și ce nu înțelegi 100% poți trăi realitatea vieții cu Dumnezeu. Și dacă unii
spuneți, generația tânără a fost cel mai fain model pentru noi. Acum, întrebarea este dacă noi am greșit, ce asta vă dă vouă dreptul să vă distrugeți viața și veșnicia. Până la urmă, să ajunge și voi ca noi, sau mai răi, că noi n-am făcut ceea ce trebuie sau nu ne-a ieșit. Până la urmă, relația cu Dumnezeu este personală și noi, pentru realizările sau pentru greșelile noastre, vom răspunde înainte lui Dumnezeu. El ne cunoaște și sinceritatea, și eforturile, și reușitele, și eșecurile. Și voi să răspundeți înainte lui Dumnezeu pentru cât mai puține lucruri și să primiți aprecieri pentru cât mai multe lucruri. Din tinerețe, împăcați-vă cu Dumnezeu, slujiți-L pe Dumnezeu. Am văzut că și voi ați pus mult accent pe ideea aceasta a slujirii, o idee cam rară, dar m-a încântat și în timp ce Dumnezeu vă binecuvintează viața, încercați să fiți acea lumină care îl prezintă pe Hristos în frumusețea Lui, în splendoarea Lui, colegilor, prietenilor și, de ce nu, dușmanilor, că până la urmă și pentru dușmanii noștri există o singură șansă de îndreptare, Domnul Iisus Hristos, care ne-a iubit pe toți, a murit pentru toți, a înviat pentru toți și chiar ar dori să ducă mulți, mulți fii la slavă înaintea Tatălui. Încă o dată, mulțumesc frumos că v-ați făcut timp. Binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi. Mulțumim. Mulțumim.